Asta de pe patul de spital astăzi pe Facebook. Da, am încercat să fiu destul de veselă, deși mi-a ieșit doar un sigur zâmbet și pe ăla l-am imortalizat. Sunt bine, mai am omețeli, săr de vom, încă de la anestezia pe care am avut-o nu mă simt eu chiar în largul meu și evident că nu se poate, chiar și după operație. Am făcut o operație pentru hernie umbilicală pe care o aveam chiar de la prima sarcină. Hernie umbilicală? Da. Din cauza dilatației foarte mare a sarcinii și a burții pe care am avut-o, dreptii abdominali s-au depărtat. Și s-a produs acest diastazis de drepti abdominali pe care am încercat eu să-l repar cu niște brâie, niște abdomene, niște... Ce mi s-a mai recomandat și mie în dreapta și în stânga, dar se pare că nu am putut să repar definitiv. Și evident că la fiecare hernie trebuie operat și trebuie avut grijă. O să mai stau probabil câteva zile în spital și nu o să fac efort timp de vreo 2-3 luni de zile. O să merg la școală și o să stau pe scaun și o să dau indicații probabil. Ceea ce e cam greu, având în vedere meseria ta, ești totuși profesoară de dans, de coreografie și trebuie să le arăți celor mici. E greu pentru mici. Că, da, trebuie să fac coreografiile și cei mici să se ia după mine. Dar am profesori competenți la sală și mă ajută cu tot dragul. O să mă sprijine și o să mă susțină și ei. Mi-aș dori foarte mult ce-i drept și operația asta, am ales-o ca să sună puțin morbid așa, dar am ales-o să stau și eu 3 zile în vacanță, dacă n-am plecat prin țări străine. N-ai avut vacanță vara asta? N-am avut vacanță, sunt non-stop la sală, dar am avut 5 zile la mare cu copiii și cu soțul meu și... Totuși nu mi-au ajuns acele 5 zile. Am zis, ia să fac eu operație ca să stau liniștită, să mă odihnesc. Da, și oricum, da, aici acum e totul all inclusiv. Și ce să-ți dorești mai mult, nu? Mă rog, eu cred că mai sunt chestii pe care să ți le dorești în viața asta decât să te odihnești 3 zile în spital. Da, spune, tu știai de această hernie umbilicală după cele 2 nașteri? Da. Care a fost momentul în care ai aflat că nu poți să scapi decât cu operație? În momentul în care am fost chiar la Dansez pentru Tine și mi s-a spus de la Spitalul Colțea că dacă fac un efort mai mare se poate produce o hernie mai mare și atunci o să există o complicație și în termen de 24 de ore voi fi nevoită să fac o operație de urgență. Și am dus-o pe picioare pentru că atunci nu puteam să mă operez. Asta însemna să reziliez contractul de la Dansez pentru Tine și să nu mai apar în emisiune. Și dar m-am chinuit cât am putut, am mers mai departe și n-am avut timp să fac această operație până acum. Adică ai avut zile când te antrenai pentru director, pentru emisii și pentru emisiune și pentru sală. Dar în fiecare zi am avut pus un brâu, fiecare zi tot și chiar și vara. Gândește-te la 30 de grade, eu o să fiu nevoită să port un brâu din ăsta gros care să-mi țină abdomen. Cât timp l-ai purtat? Poftim? Cât timp l-ai purtat brâul ăsta? Păi în fiecare zi, până să ajung la operație l-am purtat. De câți ani? De 3 ani. Pe bune? Da. Și la emisiuni veneam cu brâu, dar noroc, e pe dedesubt, nu se vedea. Și acum am deci tu chiar ai amânat operația asta cât ai putut de mult până în momentul în care medicul a zis sus pe masa de operație. Da, trebuia să o fac mai devreme sau mai târziu. Mai devreme nu s-ar fi putut pentru că și de la cele 2 cezariene, operație după operație și anestezie după anestezie, aveam nevoie de o perioadă de refacere. Și acum cred că era momentul ideal. Acum, na, pot să mă reapuc de dans, pot să vin să dansez cu Elena la voi. Am plumit. Sper să se întâmple cât mai repede. O să am nevoie de 3 luni de recuperare, câteva zile internate în spital, dar
am avut parte de, aici la Cantacuzinod, o echipă de medici foarte bună. În primul rând, elevii tăi, copiii tăi o vor înapoi pe doamna profesoară. Oana Ioniță a fost operată astăzi de hernie ombilicală. Copiii te-au vizitat? Ai tăi? Nu, că nu vreau să-i sperii și nu vreau să o să... Okay. Ei o să sufere mai mult când nu vor fi luați în fiecare zi în brațe, cum am obișnuit. Că nu voi putea să iau în brațe, o să trebuia să se obișnuiască fără brațe. Dar cei mici ai tăi sunt bine sănătoși? Copiii sunt sănătoși, au început de săptămâna asta cel mic grădii, cea mare a început clasa 0, așa că cu toții, pentru noi toți a fost o schimbare. Chiar și pentru mine acum. Bine, bănuiesc că e prima oară când m-am minuit ca să se pregătească pentru școală dimineața. Da. Să-i culce. Așa e. Așa e. Da, eu o avem pe bunii din partea tatălui, din partea mea și tati acolo cu dedicat 100% și mă sprijină astfel încât eu pot să îmi fac operația. Nu de înfrumusețare, ci că trebuie să o fac. Două zile ai spus că mai trebuie să stai în spital? Cam o două zile. Să facem, spunem, ce-mi spun medicii. Dacă totul decurge bine și corpul meu acceptă această plasă, pentru că eu am o plasă în zona ombilicului și corpul meu acceptă și nu am dureri foarte mari, probabil că o să pot fi externată chiar și mâine. Dacă vor fi mai multe complicații, voi fi nevoită să stau mai multe zile în spital. Păi, făceam un calcul mental, măcar de revelion, poți să dansezi cu soțul tău? Probabil, dar n-am voie să fac abdomene, deci n-am voie să-mi pun mușchii la treabă, doar din zona abdomenului. Probabil că am voie să fac, nu știu, grand batman, develope, fuete, frappe, mai cu picioarele, dar mai puțin cu mușchii din zona abdomenului. Mi-ai pierdut, că eu n-am fost la aceeași școală cu tine. Dar am înțeles ce vrei să spui și îmi doresc să te întorci pe ring cât se poate de repede. Oana, da, pentru copii. Îți mulțumesc tare mult.